Bună dimineața, bun venit la Pixelul Albastru, o nouă ediție astăzi. Am reușit să ajungem și în luna noiembrie, cu chiu cu vai, dar asta este, am reușit și asta este cel mai și cel mai important. Am pregătit pentru dumneavoastră presa matinală, așa că prima oră să încercăm să ne trezim împreună. Nu știu în ce măsură vom reuși, dar cu siguranță vom încerca. Avem tot felul de lucruri frumoase și urâte de discutat. Din păcate, nu putem să avem doar știri cum vrem noi. Știrile sunt așa cum vor ele, în general. De exemplu, prima știre cu care voi începe astăzi emisiunea este cea în care primarul Pașcanului s-a sucit, în sensul în care poliția locală și-a pierdut independența și personalitatea juridică. Primarul Pașcan s-a răscândit dacă în campania electorală independența poliției locale a devenit subiect de dezbatere după ce fostul primar, știți foarte bine, a subordonat instituția în interes personal și cum ai subordonat-o dacă e tot să ne amintim de acea perioadă frumoasă cu ghilimele de rigoare în care polițiștii locali împărțeau pliante prin oraș sau, mă rog, lipeau afișe electorale sau ce Dumnezeu îi mai punea să facă, să păzească primăria, stăteau câte 10 agenți de la poliția locală și păzeau primăria de parcă cine știe ce se întâmpla. În fine, poliția locală a obținut personalitatea juridică zilele trecute, instituția s-a întors în subordinea primarului, inițiativa acestuia, surprinzător, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi, deși prin această hotărâre poliția locală s-a întors la statutul pe care îl avea înainte și anume de serviciu public. Primarul Pantaze motiva că dacă s-ar transforma în instituție publică cu personalitate juridică, bugetul poliției locale ar urma să fie majorat cu circa 1 miliard de lei pentru plata salariilor directorului și contabilului. Edilul Pășcănean a cerut consilierilor să revoce hotărârea de anulare a personalității juridice dacă observă că se va face la fel ca fost, va face la fel ca fostul primar relația cu polițiștii locali. Haideți să o spunem pe șleau aici și asta cu a cerut consilierilor să revoce hotărârea de anulare dacă va face ca fostul primar. Bun, haideți să stabilim clar lucrul acesta că are domnul primar o majoritate acolo în consiliul local. Cine Dumnezeu va vota împotriva lui? Să fim foarte serioși. Poate să facă din punctul lui de vedere ce dorește cu poliția locală pentru că nimeni nu-i va revoca lui această hotărâre, acest drept, dacă vreți, pe care tocmai și l-a însușit, adică poliția locală. 4 oameni de afaceri au fost premiați ieri în cadrul galei Campioni în Business. Am fost și noi prezenți acolo, am filmat, v-am adus imaginea seară. Dacă ați urmărit postul TV Bit Pașcani, ați văzut în totalitate ceea ce s-a întâmplat acolo. Lucruri frumoase pentru oamenii de afaceri din județul Iași și nu numai. Au fost premiați în această Campioni în Business, gala aceasta Campioni în Business, au fost premiate firmele din Pașcani, mă refer aici sau la oameni de afaceri din Pașcani, Nicolae Apostol, fondatorul Cosarom, Mihai Miron, președintele Rofarma, Doina Cepalis, director Teroxprod și Sandu, directorul de la ProInvest Group. Eveniment de prestigiu este numit și de presa din județ, am numit-o și noi la fel, l-am numit și noi la fel acest eveniment, care are ca target descoperirea și premierea antreprenorilor de succes care nu stau în lumina reflectoare sau nu au stat în lumina reflectoarelor, deși dacă m-am uitat bine în sală, am văzut acolo foarte mulți oameni care au stat, slavă Domnului, în lumina reflectoarelor. Da, în fine, important este că s-a dorit lucrul acesta și cred că asta contează cel mai mult. S-a dorit a aduce din nou în atenția presei. Cei de la Ziarul Financiar au organizat practic toată treaba aceasta. Au avut o serie de parteneri, nu au importanță, nu stau să-i mai menționez acum, dar e un lucru bun. Ce se face de câțiva ani încoace, e un eveniment ce se organizează, cred că de vreo 5-6 ani, dacă nu mă înșel. Asta după ce toată treaba a pornit la București, a avut loc și la Cluj, campionii din zona Transilvania și Banat și acum a ajuns la Iași pentru zona Moldovei și, mă rog, a județul Iași și a celorlalte județe din Moldova. Au fost multe discuții, multe chestii care pe mine, sincer, m-au depășit din punct de vedere al structurii discuțiilor pentru că erau mult prea tehnice. Se vorbeau despre, mă rog, administrarea unei afaceri foarte mari, au atins tot felul de puncte în cadrul acestei conferințe, multe dintre ele
a spus, depășeau pe, și pe mulți oameni de afaceri din Pașcani. Da, bun, văd că au început să apară și țânțarii pe la noi prin studio. Mă necăjește unul de vreo sfert de oră pe aici, pe la noi. Pe la noi. Dar cum s-a încălzit un pic vremea, au și apărut. Poate e un semn că acea, băi, deratizare, nu se cheamă parcă, treaba aia, deratizarea cu țânțarii, cu fumul, cu praful, cu tot, nu prea a funcționat. Da, bun, rămânem în sfera aceasta a afacerilor și a mediului de afaceri. Cosarom sparge piața, pregătește o nouă investiție spectaculoasă și dacă vă spun că această investiție spectaculoasă se referă la scroafe, o să mă credeți cu siguranță. După ce a investit 40 de miliarde, milioane de euro în ultimii 5 ani, cel mai mare producător regional de carne și produse din carne, pui și porc, Cosarom, a anunțat joi că pregătește o altă investiție spectaculoasă, o fermă ultramodernă de scrofițe, proiecte valoare la 20-22 de milioane de euro. A fost completat de un reprezentant al ziarului financiar, mă refer aici la Nicolae Apostol, care a caracterizat ferma construită la Roman, după o investiție de 15 milioane de euro, drept o bază NASA în materie de industrie alimentară. Mă rog, sunt curajoși cei de la Cosarom că investesc în continuare în aceste vremuri grele și o investiție, atenție, foarte, foarte mare, nu vorbim de 2-3 lei pe aici pe acolo. Dar trebuie să știți că zilele acestea încep, dar se reiau zilele Mihail Sadoveanu. Eu am un pleant aici, o invitație la Casa de Cultură cu ceea ce se va întâmpla acolo. Invitație la Hanu Ancuței, e primul eveniment ce va avea loc mâine, sâmbătă 3 noiembrie. Mă rog, o chestie deosebită, e un moment artistic, adoptare după Mihail Sadoveanu. În fine, urmează o expoziție, interior tradițional moldovenesc. Atenție, tot ce spun se întâmplă la Biblioteca Municipală și nu la Casa de Cultură. La Casa de Cultură sunt alte evenimente, sâmbătă și duminică, bineînțeles. Duminică este Cupa Mihail Sadoveanu la șah pentru cei interesați sub 18 ani și peste 18 ani, sunt cele două categorii. Veniți și vă bucurați de zilele scriitorului pășcănean. Tot timpul, în fiecare an s-a organizat și tot timpul mi s-a părut că a fost ceva reușit, fie că a fost la Casa de Cultură, fie că a fost în alte locuri aceste manifestări. Da, și mâine vor fi pe la Casa de Cultură tot felul de lucruri frumoase. Noi vă vom aduce cu siguranță tot ce se va întâmpla odată cu aceste zile. Apropo de Casa de Cultură, minune administrativă, Casa de Cultură din Pașcani are Consiliul de Administrație, după ani de zile de management, după ureche. Da, premieră administrativă la Casa de Cultură, în ședința ordinară de la sfârșitul lunii trecute, consilierii au aprobat componența Consiliului de Administrație, organism de conducere, care a lipsit în mod inexplicabil până acum. Știți foarte bine, orice instituție trebuie să aibă un astfel de Consiliu de Administrație, mai ales dacă vorbim de Casa de Cultură, asta pentru ca cei din conducere să nu iau decizii pur și simplu de capul lor. Așa, bun, haideți să stabilim Consiliul de Administrație. Fac parte următorii: Vasile Haldan, Carmen Apostol, Gabriela Nedelcu, Răzvan Novac la propunerea PNL. Consiliul Consultativ sunt următorii: Carmen Apostol, sculptorul pășcănean Ilie Bostan, Gigi Daniel Ioan, profesorii Atudorei Ionuț, Lucia Eniu de la Colegiul Sadoveanu și inspectorul Cristinel Iordăchioaia. În același context a fost aprobat și bugetul activităților culturale programate pentru sărbătorile de iarnă, precum și regulamentul de funcționare al instituției. Pentru cei care mă întrebau despre acel eveniment frumos de pe Esplanadă, nu știu dacă se va ține pe Esplanadă, cu siguranță se va ține din nou, obiceiul acela sau festivalul de datini și obiceiuri. Multă lume m-a întrebat zilele acestea despre, da, se va ține, a fost aprobat bugetul pentru el, va avea loc probabil tot pe Esplanadă, nu știu unde vor decide noua conducere a orașului să amplaseze scena și unde vor fi adunate toate trupele respective. Bine, ne apropiem încet, dar sigur, de pauza publicitară, nu înainte de a vă spune că mie mi-a plăcut de consilierul Dumea, care a fost numit în ședința trecută președinte de ședință, datorită că au lipsit mai mulți oameni.
Unul dintre ei era Vasile Pleșca, care am înțeles că el trebuia să fie la momentul respectiv președinte de comisie și vrea ordine ca la județ, asta după ce, nu știu dacă mi-a urmărit emisiunea dinaintea de Consiliul Local, când am stat și am strigat vreun sfert de oră pe la televizor, bă, nu mai stați o oră jumate să vorbiți două proiecte de hotărâre, că murim cu toții acolo. Și în cele din urmă văd că mesajul a ajuns unde trebuie, pentru că la începutul ședinței, ultimei ședinței de Consiliu Local, Eduard Dumea a rugat foarte frumos, băi, haideți să ne mișcăm repede, să nu stăm 3 ore aici pentru a decide 29 de proiecte, să fim cât mai operativi. În cele din urmă nu a mai durat atât de mult, chiar într-o oră, oră și ceva a fost gata toată treaba. Recordul a fost atins în mandatul lui Grigore Crăciunescu, când o ședință de Consiliu Local a durat 6 ore. Proiectele de atunci au stârnit reacții, fiind reluate peste câteva zile într-o altă ședință extraordinară, care și aceea a mai durat ceva vreme. Bun, pauza publicitară, după care venim, discutăm alte subiecte pășcănene, județene și naționale, aducem și personalitățile zilei, aveți toate motivele să rămâneți cu noi. Cosarom. Savurează diferența. Călătorește cu avionul la preț redus. Bilete de avion cu orice companie către orice destinație. Rezervări prin biroul de turism Pașcani, hotel central, lângă recepție. Tâmplăria PVC Tomplast. Ai 3 motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Autotranscom. Definiția unui service auto complex. La Autotranscom, service multimarcă autorizat RAR, beneficiază de servicii de mecanică, diagnoză, electricitate, ITP și vulcanizare pentru autoturisme și camioane. În plus, deținem depozit central de anvelope. Atenție! Schimbul de ulei și plăcuțe de frână se face gratuit dacă le achiziționați de la noi. Aveți încredere în personalul calificat de la Autotranscom și cu siguranță veți avea parte de lucrări de calitate. Autotranscom. La ieșire din Pașcani, spre Suceava, pe partea stângă. Telefon 0720 050 640. Autotranscom. Din respect pentru oameni și mașini. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din Deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor, vă așteaptă cu oferta săptămânii. Body copii, diverse modele și mărimi cu prețuri începând de la numai 7 lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Este important pentru tine să mănânci sănătos. Este important pentru familia ta să aibă pe masă produse proaspete și de calitate. Magazinul Avastar din Piața Deal vă oferă o gamă diversă de carne și preparate din carne prelucrate în propriul abator la standarde europene. Avastar, gustul și savoarea cărnii. Brutăria Țac Țac. De-a
aproape două decenii, reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Da, am revenit după pauza publicitară. Citeam cu ce ne mai șochează Radu Banciu de pe Cața Vencii. Așa, l-au remarcat și imediat pe prezentatorul celor de la B1 TV, concurentul principal din presa națională al lui Mircea Badea, deși spun cei de la Cața Vencii că fanii lui Radu Banciu zic că omul e mai amuzant decât Mircea Badea, dar asta nu e o mare chestie, reușește și un sac de cartofi să fie mai amuzant decât Mircea Badea. Da, mă rog, asta spun cei de la cațavencii.ro. Mie mi se pare un tip destul de amuzant Mircea Badea, mă uit cu plăcere la emisiunile lui când reușesc, când îmi fac timp. Cei de la Cața Vencii spun că Radu Banciu spune tot felul de lucruri teribile pentru a ieși din normal, pentru a atrage cât mai mult telespectatorii, pentru a se uita la emisiunea lui. Și ei încearcă să facă o radiografie a ceea ce va spune în continuare Radu Banciu spre viitor pentru a-și atrage de partea lui. Unul dintre lucrurile pe care îi va atrage pe telespectatori: teribil, toți bărbații din România au fețe de cocalar, cu excepția mea ferește și a colegului Mircea Badea, care are față de tonomat de manele. Un al doilea lucru pe care îl va spune: Mircea Baniciu, să fim serioși, toată formația Phoenix a format pe baza faptul că omul are numele asemănător cu al săi, Banciu Baniciu, vă dați seama, pe acolo, pe undeva. Da, și sunt tot felul de alte prostiuțe pe care le puteți găsi, asta mai puțin amuzante, pe www.cațavencii.ro. Până ne întoarce la știrile din Pașcani, trebuie să aflăm de pe Adevărul de Iași următorul aspect: planuri pentru centrul Iașului, plăci de marmură cu inserții stilizate pe Ștefan cel Mare și, dacă aveți curiozitatea, iată despre ce este vorba. Potrivit proiectului concept, în pavimentul de pe Bulevardul Ștefan cel Mare vor fi inserate plăci de marmură care vor reprezenta clădirile cele mai cunoscute ale Iașului. Ar putea fi reprezentate Catedrala Metropolitană, Palatul Culturii, Palatul Rosnovanu sau Teatrul Național. Cei de la primărie au luat legătura cu arhitecții pentru a cere sfaturi în privința modului în care să arate aceste dale. În cadrul aceleași proiect vor fi construite mai multe fântâni arteziene în zona Teatrului Național și ar putea dispărea cubul din piața situată în preajma galeriilor de pe Ștefan cel Mare, cub cunoscut de foarte mult timp pentru cei ce aveți legătură cu Iașul sau v-ați luat vreodată punct de reper în Iași, acel cub. Bine, vă spuneam despre ceea ce se mai întâmplă prin Pașcani. Haosul rutier l-a scos din sărite pe fostul viceprimar al municipiului Pașcani, adică vorbesc de Nicolae Enea, a cerut convocarea de urgență a Comisiei de Circulație. Fostul viceprimar al municipiului Pașcani, consilierul Nicolae Enea, a cerut primarului să convoace în regim de urgență Comisia Locală de Circulație. Solicitarea a fost făcută din cauza haosului în circulația rutieră din Pașcani. Consilierul local a reclamat faptul că pe străzile Pașcanului se înregistrează multe blocaje din cauza parcărilor haotice. Mai mult, el a cerut măsuri pentru refacerea unor marcaje și instalarea de indicatoare noi în zonele de risc cu accidente. Da, trebuie să remarc și eu lucrul acesta. Este unul dintre puținele lucruri pe care a apucat să le facă Nicolae Enea în vremea cât a fost viceprimar. Nu că a fost foarte mult timp viceprimar, dar cât a fost, a făcut și el ce a putut pe acolo. E un lucru bun. Bine că și-a mai amintit cineva de traficul rutier din Pașcani. Asta este important. Da, trebuie să vă informăm că începând de alaltăieri, practic, suntem văzuți și în Hârlău și în zona Hârlăului. Salutăm pe toți de acolo ce ne urmăresc la
această oră. În curând vom intra și pe cea de-a doua rețea de acolo. Am zis, în momentul de față suntem văzuți doar într-o rețea din Hârlău. Cu toate acestea îi salutăm pe toți telespectatorii postului TV Bit și le spunem că le vom aduce din ce în ce mai multe știri din zona aceea. O primă știre pe care vreau să o aduc este aceasta în care o nouă societate de salubritate a fi înființată la Hârlău. Fostul operator intră în insolvență. O nouă societate de salubritate în orașul Hârlău e în ședința, practică, ce a avut loc la Hârlău, de Consiliul Local, bineînțeles, au aprobat cu majoritate de voturi consilierii înființarea unei noi societăți de salubritate, Ecosalubris S.A., asta deoarece operatorul actual, Ecosal S.A., are conturile blocate din cauza datoriilor și este la un pas de a intra în insolvență. Pentru a avea capacitatea de a supraviețui, noua societate va funcționa și în comunele Deleni, Scobinți, Cotnari și Ceplenița, administrația de acolo fiind membrii fondatori. Până la întocmirea tuturor documentelor, cetățenii își vor achita facturile tot la vechea societate, urmând ca noul operator să reînnoiască contractele cu beneficiarii. Primarul de acolo, Cernescu, a venit cu această propunere care a stârnit reacții în rândul consilierilor. Unii au cerut lămuriri în legătură cu funcționarea celor două societăți până la dizolvarea celei care se află în pragul falimentului. Mă rog, e un lucru bun că își mai înființează o societate, poate cu această ocazie vor mai lucra și la prețurile serviciilor de acolo. Da, doi minori ce au reușit să facă, au furat porțile de la Căminul Cultural din Heci. Asta când nu au ce face și se mai plictisesc. Pentru a avea bani de păcănele, țigări și dulciuri, dar în special pentru păcănele, vă spun eu sigur, doi minori au pus la cale un furt. Aceștia au analizat situația și au spus că cel mai bănos și profitabil ar fi să furt porțile metalice ale căminului cultural din comună. Zis și făcut, în noaptea de marți 30 octombrie, Mihai Bălan și Marius Venis, în vârstă de 12, respectiv 16 ani, observați și ce vârstă înaintată au cei doi tineri, au luat căruța din graj și au plecat la drum, au luat porțile, atât din păcate au fost opriți de o patrulă de poliție, a fost anunțată la rândul ei de către un constatean care a văzut ceea ce s-a întâmplat, celor doi le s-a întocmit dosar penal pentru furt calificat. Da, vă spunea că sunt și știri urâte. Astăzi un bărbat a fost lăsat să zacă într-o baltă de sânge în stradă la Moțca. S-a întâmplat lucrul acesta. Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost lăsat să zacă într-o baltă de sânge după ce a fost lovit cu bestialitate cu un cuțit în zona gâtului de către vecinul său. Nefericitul eveniment s-a petrecut în seara zilei de miercuri, 31 octombrie, în jurul orei 19:30, în centrul comunei Moțca, sub privire la zeci de consăteni care erau la magazinul și barul din sat. Cei doi, Baris Mihai și Iulian, vecini, după ce au consumat din abundență alcool, s-au luat la ceartă din cauza datoriei pe care o avea cel din urmă, dar și pentru că acesta îi aducea jigniri familiei lui Mihai Baris, în vârstă de 63 de ani. De la discuție, seama, fiind și băuți, imediat s-au ajuns la acte de violență și, din păcate, la crimă. După ce la lui martori au sunat la poliție, iar agresorul a fost ridicat de acasă de către agenți și dus în arestul IPJ Iași. E reținut pentru 29 de zile, riscă până la 25 de ani de închisoare. Corpul neînsuflețit a fost depus la IML pentru efectuarea necropsiei. Au fost și două incendii în ultima perioadă, unul dintre ele în Fântânele, în seara zilei de 31 octombrie, la ora 17:30, în jurul orei 17:30, focul a mistuit mai multe construcții anexe și câteva tone de nutriți uscat în gospodăria familiei Ionica Dragoș, de pe strada Tăbăcăriei, din zona Fântânele. Pompierii s-au luptat cu flăcările aproape o oră, cu mai multe autospeciale. Din primele concluzii se pare că focul s-a aprins din cauza unei țigări nestinse, aruncate de cineva. Vedeți, în continuare țigările pun probleme din acest punct de vedere, deși au apărut în ultima perioadă acele țigări anti-incendiu care mă enervează și pe mine, fumător fiind, pentru că una, două se sting. Deși, vedeți și dumneavoastră, nu ajută la mare lucru dacă e să, zicem, să arunci o țigară undeva, în continuare ea mai arde câteva secunde până se stinge și poți provoca un incendiu. Un al doilea incendiu despre care vă spuneam, un autobuz în flăcări la Gâștești, surpriză neplăcută pentru un șofer de autobuz, dar și pentru cei 50 de călători în apropiere de suburbia Gâștești în după amiază zilei de 31 octombrie, 14:30,
Omul s-a trezit că pe partea din spate, sau partea din spate autobuzului, autoturismului, cum vreți să-i spuneți, este cuprinsă de flăcări. Șoferul a și reacționat imediat, acesta a oprit autovehiculul pe marginea șoselei, iar pasagerii au fost îndrumați să iasă cu mult calm din autobuz, toți călătorii fiind teferi, deși câțiva dintre șoferi care au trecut prin zona au încercat să stingă focul, doar pompierii au reușit să pună capăt incendiului, circulația mașinilor s-a efectuat doar pe un singur sens, autobuzul este fabricat în 1998, vă dați seama, pe aparținerea AGCL, asigură transportul în suburbiile din municipiu, cauza cea mai probabilă, în scurt circuit la partea electrică a mașinii, cam asta e cauza, să spunem, 90% din incendiile auto este provocată de câte un scurt circuit de genul acesta. Bun, trebuie să le urăm succes băieților de la CSM Cosarom Pașcani. Astăzi merg în deplasare la Aerostar Bacău, echipă ce se află, atenție, pe ultimul loc în clasament, dacă e să ne uităm la acesta, pentru că cei de pe, practic, ce sunt pe ultimul loc, FCM Huș, nu mai dispută nicio partidă, ei sunt retrași din campionat. Astfel, echipa se deplasează la Aerostar Bacău astăzi, vor juca acolo. Suntem pe locul 3 în clasament, avem 14 puncte acumulate în 7 partide disputate. Golaverajul avem bunișor, cei de la Aerostar Bacău au 4 puncte acumulate în 8 partide disputate, au primit 13 goluri și sperăm să mai primească încă vreo 2-3 de la băieții lui Adrian Cherry și le urăm multă baftă și mult succes acolo în deplasare. Noi vom ține la curent cu ceea ce se va întâmpla la această partidă. Și o întrebare pe care și-o adresează multă lume pentru a încheia emisiunea în stilul meteo, să spunem, ninge sau nu de Crăciun, prognoza meteo pentru această iarnă, la ce trebuie să ne așteptăm, scriu și cei de la știrile Pro TV. Multă lume vrea să știe dacă va ninge, cu siguranță va ninge pentru că sau pentru ca autoritățile să poată fi, sau să poată fi luate prin surprindere în această iarnă, pentru a spune că nu au avut timpul necesar, ninsoarea a venit în luna decembrie și nu au avut timpul necesar să fie pregătiți pentru a arunca cu nisip. Meteorologii anunță pentru noiembrie precipitații peste normele climatologice în majoritatea zonelor, pe fondul unor temperaturi sub cele normale, mai ales în nordul și nord-estul țării, ar putea apărea spre sfârșitul lumii și primele ninsori serioase. În luna decembrie sunt șanse slabe să nu avem străzile acoperite de zăpadă. Atrag atenția meteorologii că ne așteaptă o iarnă grea și sunt de acord cu ei dacă e să ne uităm la celelalte anotimpuri, cum a evoluat vremea, e un lucru logic. Bun, personalitățile zilei și punem punct emisiunii de astăzi. Încep cu Alan Jones, simpaticul pilot australian de Formula 1, retras din activitate de ceva vreme, a fost campion mondial în 1980 cu echipa Williams. Da, Nelly, rapperul american pe numele său Cornell Earl Haydens Jr., numele de scenă Nelly, un rapper din St. Louis, Missouri, care a avut succes în anul 2000, în momentan nu prea mare succes, n-am mai auzit mari lucruri de el. Atunci, în anul 2000 când a apărut, au vreo 3-4 single-uri ce au rupt topurile, ca să folosesc o expresie. Da, și îl mai avem de trecut pe fotbalistul român Silviu Izvoranu, născut astăzi pe 2 noiembrie 1983 la Galați. Evoluează în momentul de față la Volin Luțk în Ucraina. Joacă mijlocaș defensiv dacă interesează mai multe date despre acest domn. Bine, ca și evenimente ce au marcat ziua de astăzi în trecut, în 1940, în al doilea război mondial, Statele Unite oferă ajutor tuturor națiunilor împotriva agresorilor. Un lucru bun la vremea respectivă. Jimmy Carter, primul candidat din Sud după foarte mulți ani din timpul războiului de secesiune, îl învinge în alegeri pe Gerald Ford în 1976 pe 2 noiembrie și în 2004 alegeri prezidențiale în Statele Unite între senatorul John Kerry și președintele George W. Bush. Sărbători astăzi, calendarul ortodox, sfinții mucenici Achendim, Pigasie, Aftonie și Epildifor, în Mexic, în partea, să zicem, de sud a Americii, că nu cred că numai în Mexic, este această ziua morților sau Dia de los Muertos, în care oamenii se îmbracă în tot felul de costume, gen Halloween, și merg în cimitire pentru a-și cinsti morții. Pune punct pixelul albastru pe astăzi, revenim săptămâna viitoare cu mai multe evenimente, rămâneți alături de emisiunile TV Beat Pașcani.
vedea lucruri frumoase și deosebite. Pentru informații, zealorizont.info. Ne revedem luni. Toate bune!